Weekendul ce tocmai a trecut nu a fost unul liniștit pentru polițiștii giurgiuveni. În fiecare dintre cele 3 zile, 25 de agenți au asigurat liniștea și ordinea publică, atât pe străzile din municipiu, cât și pe cele din județ. În ceea ce privește serviciul de ordine publică, oamenii legii s-au confruntat cu situații în care au fost înregistrate infracțiuni pentru loviri și alte violențe, nerespectări ale regimului armelor și muniții, furturi și distrugeri. În cadrul activităților desfășurate în acest weekend, polițiștii giurgiuveni au fost sesizați cu privire la 13 infracțiuni de natură judiciară, și aici ne referim la infracțiuni de loviri sau alte violențe, 7 infracțiuni pe linia arme, explozii și substanțe periculoase, respectiv nerespectarea regimului armelor și muniților sau nedepunerea în termenul legal a armei și muniției la armurier, 7 infracțiuni contra patrimoniului, respectiv furturi sau distrugeri, precum și 5 cazuri de moarte suspectă. Nici colegilor de la serviciu rutier nu au stat mai bine. Peste 480 de conducători auto s-au ales cu sancțiuni contravenționale în urma încălcării regulilor de circulație. Polițiștii rutieri au acționat pe raza județului Giurgiu pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, acționând în medie 25 de polițiști zilnic pe principale drumuri naționale și județene. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii giurgiuveni au aplicat peste 480 de sancțiuni contravenționale în valoare de 180.660 de lei, 167 dintre acestea fiind aplicate numai pentru depășirea regimului legal de viteză. Totodată au fost reținute 49 de permise de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare. Ca și infracțiuni au fost constatate 14 infracțiuni, 5 dintre acestea pentru conducere fără permis de conducere, 3 pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat, 3 pentru refuzul de recoltare a probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, o infracțiune pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 2 ca urmare a accidentelor ușoare înregistrate, respectiv 2 infracțiuni de vătămare corporală din culpă. Nu doar astfel de persoane le-au dat de muncă polițiștilor. Oamenii legii au fost alertați prin sistemul unic de urgență 112 cu privire la decesul a 5 persoane. 2 dintre acestea au fost găsite spânzurate, iar una decedată în pat în propria locuință. Canicula din weekend și-a luat și atributul. O persoană de 48 de ani din București a murit înecată în iazul Piscicol Măgura 1, iar alta de 36 de ani a decedat în urma unui atac de cord la plaja de pe malul râului Argeș. În această săptămână, polițiștii vor desfășura acțiuni de prevenire și depistare a eventualelor abateri de la lege ale giurgiuvenilor, atât pe serviciul ordine publică, cât și pe cel rutier.